De fiecare dată când avem mari modificări fiscale, bombe fiscale, <laughs> multe taxe, le invităm pe domnul Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, să ne explice ce a vrut să spună legiuitorul în cazul lor. Salut! Salut, bună dimineața, mă bucur să ne vedem. Azi avem deja prima modificare a legii 296 pe 2023 și este vorba de plafoanele de numerar. Cum vezi situația asta? Aș începe un pic cu o descriere Stadiului în care ne aflăm, ca și bă, poze, să spunem, a economiei. Dacă ne uităm pe date oficiale ale Băncii Naționale a României, vedem că la iunie 2023 avem un numerar în circulație în afara sistemului bancar de undeva, la, undeva pe la 109 miliarde de lei. Ele în creștere constantă, dacă ne uităm la datele dinainte de pandemie, pentru că pandemia a accelerat cumva plățile online, vom constata totuși că atunci aveam undeva, cred, pe la 80 și ceva de miliarde, 80 de miliarde. Acum, practic, după 3 ani, suntem la 109 deși ponderea plăților online a crescut în perioada aceasta. Prin urmare, este evident că o creștere a tranzacțiilor și o creștere a produsului intern brut generează nevoia de mai mult sânge în economie, de mai mult cash. Dacă ne uităm, pe de altă parte, cum se introduce acest cash în economie, vom vedea, strict pe datele de la 2022, dacă e să luăm un, un an încheiat, pe execuția bugetară, vedem că la cheltuiel de personal avem undeva la 117 miliarde pe an și la asistență socială undeva la 174 de miliarde pe an. Asta înseamnă pensii și diverse ajutoare. Deci undeva aproape 300 de miliarde pe care statul îi pune în economie. Din ei, probabil undeva în jur de 70-80%, cel mai probabil sunt cash. Și cei care se dau pe card, probabil că tot în zona de cash ajung, că știm cu toții obiceiul de a scoate banii din, din bancomat. Prin urmare, este evident că principalul, sau unul din principalii furnizori de cash în economie, e chiar statul prin modul în care alimentează uh, sistemul economic cu acest numerar. Pe de altă parte, vedem această măsură care a încercat, de fapt, să îngusteze, să spunem, uh, canalele prin care acest cash se reîntoarce înapoi în, uh, în zona uh, statului. E un pic... E logic că atunci când dai drumul la apă pe niște conducte, să încerci să subțiezi la capătul de, de linie conductele pe care, de fapt, aveai și niște contoare. Adică toate acele canale de colectare a acestui cash în zona oficială, în zona agențiilor economici care declară facturi, care înregistrează astfel de operațiuni, încerci să le strangulezi știind în același timp că ai niște pierderi de apă din rețea, că avem de fapt niște spărturi în sistem pe care le recunoaștem cu toții, dar cu toate acestea încercăm să subțiem conductele de colectare, rezultatul fiind care ori să pleznim sistemul, adică să sară toate conductele în aer, ori să împingem mai multă apă în canal, că de fapt prin acele spărturi se vor duce mai multe cantități de numerar într-o zonă neagră. Măsura, la rândul ei, cred eu că a fost destul de abruptă, în sensul că, deși avem și acum niște plafoane de, de numerar, uh, care practic sunt din 2015, ele în termen real, de fapt, au scăzut datorită inflației, cantitatea de bunuri și servicii care pot fi cumpărate cu acele sume a scăzut în mod efectiv. Uh, ne-am creat niște sisteme prin care statul, așa cum vorbeam, acele contoare, urmărește cumva fluxurile. Te-ai aștepta ca într-o astfel de situație când deja avem conectare de case de marcat, e-factură, e-transport, e-sigiliu, safte, să lărgești cumva acele conducte oficiale prin care oricum știi ce se întâmplă ca să extragi presiune și debit din acel, acea spărtură care duce apa în canal. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat asta. Am văzut, de fapt, niște măsuri care, pe de-o parte, înjumătățeau anumite plafoane, dacă e să vorbim de plafonul de plăți de la uh, persoane fizice la persoane juridică, care există și astăzi la 10.000 de, uh, de lei, uh, era propus să se înjumătățească, să devină 5.000 de lei, iar celelalte plafoane să se reducă cam de 5 ori. E clar că măsura era mult prea bruscă și mult prea amplă. În acest context. Și ca atare a generat un val de reacții negative, care de fapt veneau să arate realitatea, pe care tocmai am descris-o. Asta e așa arată. Nu vorbind suma de 3 miliarde de care vorbeam, de 300 de miliarde, era doar ce pune chechiși în circulație. Dată o sistemul privat care dă salarii să ne, ferim, să ne referim doar la aceste sume. Și de acolo se duc în continuare prin numerar uh, cantități foarte mari în, în piață. Deci e clar că avem această realitate pe care pare că am negat-o. Și ca atare a pleznit la un moment dat și a trebuit reversată măsura pentru că e clar că nu e adaptată situația actuală. Faptul că poate în București, faptul că în orașele mari percepem cum că tranzacțiile cu cardul au crescut și într-adevăr s-a întâmplat asta, E o bucățică a pozei. România nu e doar București, Cluj, Timișoara, Constanța și orașele mari. Avem o zonă rurală deosebit de, de mare. Iarăși, ca și ponderea populației, aș spune că sunt poate 50-50 distribuție. Dacă ne uităm la zona de pensii, s-ar putea în zona rurală să fie chiar mai multe persoane, adică ponderea să fie chiar mai mare. Deci e clar că în acele zone, uh, ideea de tranzacții online nu e încă la nivelul la care să se poată aplica astfel de, uh, de măsuri. E bine că s-a acceptat această realitate până la urmă, că s-a văzut. Ar fi fost bine să nu se întâmple toată această bulversare. Uh, până la urmă, însă, e bine că astăzi înțelegem că avem în ședința de guvern ordonanța care să modifice și să repună plafoanele existente. Cu un singur amendament, cel al plafonului de casă, care este un element nou care fusese introdus prin legea 296 și care pare că rămâne în continuare ca și mecanism de noutate, în sensul că va exista pe fiecare caserie un plafon de 50.000 de lei la finalul zilei, care, dacă este depășit, ar trebui depus în unități bancare într-un termen de, de două zile. Sunt aici anumite aspecte tehnice pe care noi, la Camera Constanțelor Fiscale, le-am sesizat și le-am trimis către autorități, în sensul că sunt cazuri în care sunt firme de colectare a cash care preiau din unitățile respective numerarul și îl la bancă. Dacă nu ajunge în termen de două zile, n-ar trebui să fie o problemă pentru că, de fapt, spiritul legii era să nu mai există acel numerar în caserie. Dacă el e undeva în tranzit, ar trebui să se considere că, de fapt, chiar dacă n-a ajuns a treia zi în extrasul de la bancă, să nu fie o sancțiune pentru că, în realitate, legea s-a respectat. Să vedem dacă aceste aspecte vor fi uh, luate în, în considerare. Termenul a fost scurt, ieri a fost Comisia de Rog Social de la Finanțe, astăzi e în Guvern, să vedem dacă s-a putut, la nivel tehnic, să se preia astfel de propuneri. Dacă nu, probabil, în procedura de adoptare în Parlament vom încerca să mai aducem îmbunătățiri din punct de vedere al tehnicalităților și aspectelor practice care țin de acest, de acest nou plafon de casă. Ai amintit la un moment dat și de factura care intră în vigoare de 1 ianuarie 2024, adică de la anul viitor, mai e o, o, aproape o lună și jumătate, puțin mai mult de o lună și jumătate până. Eu mă întreb cum, cum va funcționa asta în practică? Uh, există două. Acest sistem e-facture împărțit cumva în două etape. Uh, avem o primă etapă în prima jumătate a anului viitor, în care sistemul e-facture e un sistem de raportare. Adică toate facturile se emit în continuare ca și până acum. Doar că există obligația de a raporta în 5 zile în sistemul e-factură toate facturile emise. Practic, deși avem și în prezent un sistem de raportare pe declarația 390, acest sistem nou dublează cumva în prima etapă sistemul e-factură, iar probabil după ce se va constata că el e funcțional, se va renunța, mă aștept la declarația 390, că nu -și nu mai are sensul să existe două tipuri de raportări pe aceleași tranzacții. Ulterior, în partea a doua anului, deja lucrurile devin mult mai stricte, în sensul că din sistem de raportare devine sistem de emitere și primire de facturi, în sensul că toate documentele emise, toate facturile, vor trebui emise prin acest sistem, iar dacă nu sunt acolo și furnizorul nu le descarcă din acel sistem, va primi o amendă egală cu TVA-ul, deci practic e ca și cum uh, și-ar pierde cumva dreptul de reducere al acelui TVA, uh, ceea ce e clar o, o sancțiune foarte foarte drastică uh, și ca atare în acel moment presiunea va crește pentru uh, toți agenții economici, pentru că dacă acum este în raportare vorbim doar niște amenzi, atunci deja uh, ne o amendă egală cu TVA-ul uh, va genera sume, sume mult mai mari. La nivel uh, operațional, cu siguranță vor mai, apărea, uh, vor mai apărea nevoia de clarificări, pentru că nu sunt convins că autoritatea fiscală are capacitatea tehnică la acest moment de a gestiona acel volum enorm de facturi începând cu jumătatea anului viitor. Un sistem de raportare, să spunem că merge în prima jumătate a anului, un sistem de emitere în timp real și de primire în timp real va necesita cu siguranță resurse de hardware și de software foarte ample pe care încă nu știu dacă le are sau dacă va putea fi pregătită până la acel moment, că totuși vorbim de 6 luni de zile, timp de pregătire și timp cum durează o perioadă de achiziții publice, lucrurile s-ar putea să fie destul de strânse, dar deocamdată e un calendar foarte, foarte curajos, vedem dacă va, va funcționa. Cert este că mergem în această direcție care zic că e una bună. Apropo de acele contoare pe care le, le vedem, uh, ne-am dorit însă să vedem și efectele. Revin la ideea că, de fapt, în zona de uh, business to retail, adică la vânzările către populație, avem deja sistemele de contorizare, avem acele conectări de case de marcat la serverul ANAF, dar n-am văzut în rezultate de acolo. O să avem acum în zona de business to business un nou contoar care va măsura fluxurile și anume e factură, ne așteptăm să vedem rezultate. O să avem e-transport, acolo vedem fluxurile de bunuri. Iarăși, va trebui să vedem niște rezultate, adică toate aceste măsuri care au dat rezultate în alte state, așteptăm să producă efecte și în România. Nu să le facem, de dragul de a le face. Adică, ideea că am implementat conectarea caselor de marcat sau implementăm e sau e-transport dar în realitate nu folosim acele date, e degeaba, e o muncă inutilă atât pentru agenții economici cât și pentru autoritate, dacă nu vedem de fapt rezultatele în colectare. Da. În practică, va trebui să-și facă și antreprenorul separat un cont de SPV sau va lucra cumva prin contabil? Că multe firme lucrează cu firme de contabilitate, cu profesioniști care care nu sunt angajați. nu au decât un contract, e business-to-business business acolo. Uh, Într-adevăr, posibilitatea de organizare a contabilității în sistem externalizat există și e foarte practicată. De cele mai multe ori, însă, accesul la datele din SPV de până acum a vizat anumite declarații, anumite. Documente care nu țineau de fluxul operațional al firmei. Și poate, în cazul unei contabilități externalizate, acele persoane care aveau contract de prestări servicii de contabilitate aveau acces în SPV și încărcau declarații sau descărcau anumite date. Deja, în momentul în care vorbim de factură, de cele mai multe ori sarcina, să spunem, administrativă e la contribuabil, pentru că el e cel care face business el e cel care face vânzarea, face prestarea, el știe ce tranzacție a făcut, ce factură are de emis, contabilul le contabilizează, dar în mod normal nu contabilul emite facturi. El e cel care înregistrează facturile în evidența contabilă. Departamentul comercial, să spunem, e cel care emite facturi, pentru că el știe de fapt ce s-a livrat, ce s-a prestat ajung acele documente în zona de contabilitate ulterior. La nivel intern, cum se va organiza fiecare agent economic, cine va încărca acele date în SPV, cine va emite factura din SPV, sunt detalii pe care fiecare și le va stabili în funcție de situația particulară a fiecăruia. Sunt firme care emit zeci, sute milioane de facturi, sunt firme care emit două, trei facturi pe lună. E clar că lucrurile diferă de la un caz la, de la, un caz la altul. Poate la câteva facturi pe lună sistemul poate fi încă la un nivel de simplitate destul de mare. La un volum mare de facturi trebuie automatizare și trebuie un proces care să tragă date dintr-un anumit flux, să spunem, comercial și să genereze facturi care ulterior să fie în primă fază raportate și ulterior emise prin acest sistem, ceea ce va presupune o sănătate de aplicații informatice și de schimburi de date cu, cu servele NAF. Poate e o muncă în plus? Cu siguranță e o muncă în plus, o muncă amplă. Termenul e destul de scurt. Deja agenții economici încep să-și pună probleme cum să facă acest lucru. Mecanismul nu e nou. El e de vreo 2 ani de zile în teste. Avem deja obligația de a emite factură în situația în care se lucrează cu instituții publice. Pentru cei care deja sunt în sistem, obligația ca între ei să folosească acest sistem. Deci, cumva, el a fost rodat nu însă de toată lumea și sunt situații în care sunt agenții comuniști care au de la zero cu acest, cu acest mecanism, ceea ce va presupune un efort destul de semnificativ. Poate mai mult pentru persoanele fizice autorizate. Văd că pentru Acolo ele... cu siguranță va fi probabil o, o, problemă și mai complex, complicat un pic, pentru că nivelul de complexitate de până acum la nivelul unei persoane fizice autorizate nu era de cele mai multe ori foarte, foarte ridicat, iar acest nou palier de, de complexitate cu siguranță va crea, va crea probleme. Ce este, până mai e o, o chestie în, în legea 296, nu am prea înțeles-o. Ce este la Cum va funcționa el? Este într-adevăr un nou tip de instrument de administrare fiscală, în sensul în care se dorește uh, montarea unor dispozitive pe mijloace de transport care, as, care să asigure trasabilitatea uh, unor anumite bunuri. El dublează cumva o serie de elemente care sunt deja ne transport, uh, însă va fi foarte țintit din ce înțelegem din, uh, din lege, uh, pentru că încă ordinul de aplicare pe care ar trebui să-l dea ANAF împreună cu autoritatea vamală nu există, are termen 60 de zile de la data legii, presupune de fapt achiziția cel mai probabil a unor dispozitive GPS mobile care vor fi montate pe mijlocul de transport cu o aplicație în spate de urmărire, probabil un Google Maps, sau ceva similar, o aplicație de hărți, pe care să se vadă de fapt că traseul respectiv este respectat, sau să se știe la fiecare moment unde este acel mijloc de transport cu acele bunuri. El va fi utilizat de către autorități doar în cazul acelor firme care, în urma unei analize de risc, se consideră că trebuie să fie supravegheată în acest mod. Deci, practic, vom avea. Probabil, cum am avut la e-transport o serie de produse de risc, aici o să avem o serie de produse de risc și de firme cu risc care vor fi incluse în acest sistem de supraveghere. E-transport probabil va fi generalizat și va viza toți operatorii economici. În plus, față de e-transport, vom avea și acest e-sigiliu care presupune o urmărire pas cu pas a, sau metru cu metru a fiecărui mijloc de transport. La uh, e-transport aveam cel mai probabil. Niște porti, să spunem, poate sistemul de camere de la CNAIR care înregistrează pentru o vinietă, și alte elemente pe care le puteam folosi ca și. Identificarea transportului pe parcurs sau la capăt de linie, la, la destinație, la recepție. În cazul e-sigiliu, însă, înțelegem că se dorește o urmărire minut de minut a transportului de, de bunuri de, de mare risc și al operatorilor care se consideră cu, cu un mare risc. Încerc să dau seama că ei se vor uita la traseu, da, dar se vor uita oare și la, dacă a făcut vreo oprire pe respectiv, că, că poate să vină un altul cu altă mașină, scoate produsele de acolo și... cu siguranță va veni la pachet cu un sistem de sigilare în mijlocul transport, cum am avut pe vremuri, trafic controlul de la, de la Vama se punea un sigiliu pe camion și se desigila de autoritatea fiscală la punctul de destinație. Deci el va veni cu siguranță la pachet și cu un sistem de sigilare fizică. E-sigiliu se referă la faptul că îl și urmăresc pe, trans, pe transport. Mm -hmm. dar, da, da. dar va avea cu siguranță sau poate chiar niște senzori care să arate okay. descărcare uh, sau uh, deschiderea mm -hmm. și să anunțe, de fapt. Mm -hmm. uh, așa cum spuneam deocamdată, aceste detalii sunt doar la stadiu de, uh, de proiect. Nu avem concret uh, ordinul de, de aplicare, sunt doar lucruri pe care. Credem că le vom vedea în practică, pentru că se mai întâmplă și în alte, în alte țări, și atunci poate le-au uh, luat din acest, uh, din acest sistem. Avem, practic, trei taxe noi. Mai sunt și altele, să spune și acciza de la zahăr și așa mai departe, cu altceva. Vorbesc despre altceva. Dar avem, practic, trei taxe noi. noi. acea pentru companiile mari, pentru cele care au peste 50 de, de, de milioane de euro. Miliarde, milioane de euro era, mai avem uh, și celelalte două suplimentare de la bănci și de la și, și, din, și din sectorul energetic. Cum, cum le vedeți pe asta? Acolo, practic, într-adevăr, avem de niște avem, uh, avem niște concepte noi care au fost introduse uh, și avem un impozit nou numit impozit pe cifra de afaceri. În realitate este un impozit pe venit pe venituri totale ajustate, scăzând o serie de venituri scutite și o parte de investiții și amortizări, dar până la urmă, vorbind un impozit pe venit, care e mult mai mare de cele mai multe ori venitul decât cifra de afaceri, care se aplică în comparație cu impozitul pe profit. Dacă este impozitul pe profit mai mic decât acest impozit, acei agenți economici vor trebui să declare să plătească acest impozit pe, pe venit. Și avem două zone de agenții economici, în zona bancară și în zona produselor petroliere, în zona extracției de petrol și gaze, unde impozitul este pe venit și e suplimentar față de impozitul pe, pe profit. Aici cumva apar niște paradoxuri, pentru că dacă ne uităm un pic la întreaga concepție a acestei uh, noi reglementări, vedem că în zona de micro, unde aveam deja un impozit pe venit, și care a fost introdus din ideea de simplificare și din ideea de a crea un mecanism care să ajute cumva mediul economic, vedem că acolo se consideră că, de fapt, acest sistem generează oportunitate de optimizare și asta s-a tot justificat în, în această perioadă de câteva luni cât diverse proiecte au apărut pe surse că trebuie schimbat ceva în sistemul de micro-întreprindere, pentru că cei care sunt în sistemul de micro-întreprindere fură statul cumva prin acest mecanism. Și că atare trebuie să-i trecem pe cât mai mulți în impozit pe profit. Am scăzut plafonul de la 1 milion la 500 de mii, urmează să-l mai, să mai scadă probabil în continuare, că așa s-a intenționat. S-a dorit la un moment dat introducerea unui plafon de rentabilitate de 30%, la care s-a renunțat deocamdată, cel puțin, vedem dacă mai urmează. Au fost limitate numerele, numărul de micro pe care o persoană poate să le dețină. Prin urmare, acest sistem de taxare a venitului, constatăm că acolo nu e bun. Pe de altă parte, la cei mari, constatăm că nu e bun de, sistemul de impozit pe profit. Și acolo fie locuim cu un impozit pe venit care la cei mici nu e bun, dar la cei mari credem că e mai bun, sau le mai punem un impozit în plus la cei pe care i-am acuzat că până acum ne fură cu impozit după profit. Că impozit după profit era prea mic și le mai punem ceva în plus. Deci cumva sunt niște necorelații cel puțin între concepția logică a întrebului sistem și între modul în care înțelegem că statul se raportează la întregul ansamblu economic. Adică avem bucăți din economie și diverse dimensiuni de agenți economici în care statul de fapt consideră că lucrurile nu merg bine. La cei până în 500 de mii se întâmplă ceva, la cei între 500 de mii și 50 de milioane nu se întâmplă nimic, că înseamnă că ăia sunt bine toți și lăsăm doar cu impozit pe venit. La cei peste 50 de milioane le punem acest impozit de 1% ca și plată comparată dacă e mai mare să-l bătească păsta, dacă sunt în sistemul bancar le mai punem ceva în plus, dacă sunt în sistem de petrol și gaz, iarăși le punem în plus. Adică e clar că undeva, din punctul meu de vedere, lucrurile nu au o logică coerentă apropo de ce vrem să facem de fapt cu sistemul de, de taxare. E clar că sistemul de taxare trebuie să corecteze niște bani la buget. Modalitatea în care o face însă e una, zic eu, extrem de haotică. Adică, dacă ne raportăm la definiția taxării al Colbert de la 1600, trezorierul regelui Soare, care spunea că taxarea e arta de a jumuli o gâscă astfel încât să obții cât mai multe pene cu cât mai puține țipete, vedem că noi obținem și pene puține, dar și țipete o grămadă. Adică de patru luni de zile avuzim numai scandal, în realitate banul nu prea am luat, nici nu prea pare că o să luăm prin astfel de măsuri, dar, în același timp, am generat o grămadă de, de probleme și de discuții în spațiul public, ceea ce nu cred că ajută. Adică, în final, mecanismul fiscal trebuie să fie unul care, într-adevăr, să asigure la buget o colectare cât mai, cât mai bună, acel grad de colectare să ajungă, într-adevăr, măcar la media unei europene, că nu o să fim fruntași probabil prea, prea curând, însă pare că nu reușim să facem acest lucru în niciun fel. Și marea problemă vine de fapt din faptul că încercăm de fiecare dată ca doar din modificări legislative să credem că strângem bani. Din modificări legislative, din păcate, s-a dovedit că nu strângem bani în moral, creăm niște bani pe hârtie la început, reușim să facem un buget într-un anumit fel în care credem că putem să cheltuim mai mulți. Realitatea ne arată că acele măsuri nu generează banii pe care i-am pus pe hârtie, cheltuielile însă se întâmplă și ne trezim Într-un cer în care vom fi nevoiți în continuare să creăm pe hârtie niște bani care să justifice acele cheltuieli. Cred că trebuie să schimbăm cumva paradigma și să trecem la măsuri concrete de administrare, adică să punem accentul pe acele măsuri care chiar colectează bani. Nu legea strânge bani, administrarea legii și aplicarea ei strânge bani la buget. Câtă vreme ne jucăm de-a legislația și asta facem de ani de zile, iată că nu reușim să, să, mișcăm lucrurile. Aceste sisteme, revin la ele că sunt importante, cred că trebuie să devină funcționale și să a dovedit că la alții au funcționat. Adică dacă în Ungaria au mers, dacă în Polonia au mers, dacă la toate țările care l-au aplicat au generat creșteri de încasări și se văd pe date concrete. E clar că ar trebui să facem și noi treaba asta cât mai repede. Am mai dat exemplu ăsta. Ungurii au schimbat casele de marca și le-au conectat într-un an de zile. La noi a durat 5-6. Ungurii au făcut de factură într-un an. La noi durează de 2. Încă n-am terminat. Sunt procese care se întârzie foarte mult. Reforma ANAF. Am încercat-o dată cu Banca Mondială a picat. O încercăm acum în PNRR. Pare că iarăși patinează. Dacă nici acum nu iese, nu știu ce putem să mai facem. Adică dacă nu înțelegem că de fapt acolo autoritatea fiscală e cea care chiar trebuie să fie un element important de aplicare a legii și care să dea și stabilitate în lege, pentru că în momentul în care ANAF ar avea un sistem informatic coerent și funcțional, modificări de azi pe mâine ale legii nu vor mai putea fi făcute pentru că acel sistem nu va putea fi adaptat de pe zi pe alta. Atâta vreme cât acum însă lucrăm cu frânturi de aplicații și cu bucăți de, de software, putem să facem orice în legislație, că oricum la ANAF lucrurile acestea nu sunt generatoare de probleme, probabil atât de mari, sau la modul că oricum acolo nu merge, ne bazăm pe faptul că dacă nu am mers până acum nu merge în continuare. Nu e ok, nu rezolvăm nimic așa. Schimbăm puțin subiectul. Dar subiectul cu totul, că rămâne tot, tot, tot pe legea 296. La it sunt câteva modificări și de ce, înțelegem, o să dispară în scurt în câțiva ani și facilitatea pe care o au în momentul de față? Uh, La practic, s-a discutat foarte mult de introducerea acelui plafon de 10.000 de, de lei uh, în limita căruia se aplică scutirea de impozit pe venit. Similar cu plafonul pe care l-aveam deja la construcții și zona agricolă și produse alimentare S-a mai introdus însă și o prevedere care limitează în timp aplicarea Și practic face ca până în 2028 acest sistem să, să dispară complet La acel moment Deci practic se aliniază acest tip de facilități pe care le avem în zona de... Uhum. IT, construcții, industria alimentară și, uh, și agricultură, uh, cu acest orizont de timp uh, 2028. Uh, în plus, s-au aliniat cumva și facilitățile din punct de vedere al contribuției de uh, sănătate și de pensie, în sensul că la, la construcții și industria alimentară s-au introdus contribuții de sănătate care exista deja în zona de, de IT iar la IT s-a dat o opțiune de a, se, de a nu se plăti contribuția la pilonul 2 în limita acestui plafon de, de 10.000. Sunt o serie de aspecte tehnice care au generat discuții în zilele trecute apropo de, de, acest, de acest plafon de 10.000 și de contribuția la pilonul 2, în ce măsură ele funcționează adică scutirea funcționează doar până la 10.000 sau și peste 10.000. Să sperăm că se clarifică astăzi, e de așteptat o comunicare a ANAF cu privire la acest subiect. Înțelegem că de fapt s-a dorit alinierea celor uh, 3-4 industrii în sensul de a funcționa pe, pe același mecanism ca până în 10.000 să funcționeze opțiunea de neplată la pilonul 2, iar peste 10.000 ea, a să fie obligatorie. Ciudățenia la asta este alta, că practic trebuie, dacă, vreau, dacă aș fi ITist, va trebui eu să depun o, de, o, declarație la angajator prin care să spun că eu vreau să cotizez la, pentru că în momentul de față el se scoate automat. Da, iarăși pilonul 2 e supus unui test de stres, așa, să vedem, am avut și acea intenție de a a, uh, elimina contribuții, au fost se, pilonul 2 reapare în discuție da, de fiecare că pe, cu diverse exact și pare că iarăși acest mecanism în care să bifeze angajatul dacă vrea, nu, se putea și invers da. să bifeze dacă nu vrea s-a da. Da. considerat poate că sunt mai mulți cei care nu vor și ca atare e mai ușor de administrat pentru că vor fi mai puțini cei care vor vedem în realitate cum vor sta lucrurile, mă aștept ca totul să fie mai mulți cei care vor și atunci procesul de administrare a acestei relații cu angajatul în a colecta acele opțiuni să fie unul destul de greu, dar probabil depinde de la fiecare situație. să privesc din perspectiva unui aist, pentru el poate contează mai mult să primească mai mulți bani. Acum că se ce o să fac până la pensie mai e, poate plec din țară până atunci nu mă mai interesează. Mă gândesc că e posibil ca mulți să gândească așa. Se poate și așa, discutăm însă de, iarăși, percepția asta apropo de bani, da, și banul de mâine ține mult de educație. Uh, trebuie să fim conștienți și în general poate persoanele cu un anumit nivel de educație și cu un anumit standard de viață destul de ok astăzi. Adică vorbim de oameni care câștigă totuși un anumit nivel de, de venit iar acele diferențe de la pilonul 2 nu cred că le ar schimba standardul de viață. Ca atare mă aștept ca astfel de persoane să-și pună un pic problema și în perspectivă și să se gândească ok ce câștig astăzi un pic. Ce pot să câștig în viitor? Poate mai mult. Poate nu-i câștig, într-adevăr, că poate acele investiții nu sunt la nivelul așteptat de rentabilitate, dar în același timp cumva e un trade-off pe care fiecare și-l calculează și mă aștept ca astfel de, de persoane să-și să pună problema la, la, acest, la acest mod. De la 1 nu, nu ianuarie, cred că undeva de la jumătatea anului viitor mai intră în vigoare o prevedere ce, pentru veniturile acelea care sunt care nu pot fi justificate, se mărește impozitul de la 16% la 70%. Și vă spun că sunt acolo niște probleme de. nu neapărat de interpretare, de aplicare în funcție de controle care sunt de, deja în desfășurare, care urmează să fie. Da, într-adevăr, avem un aspect care cu siguranță va genera probleme, în sensul că acea creștere de cotă de la 16 la 70, care intră în vigoare la 1 iunie, pentru veniturile a căror sursă nu a fost identificată în baza celor verificări a situației personale pe care anafuraizează la persoane fizice, se spune că de fapt se va aplica începând în cu 1 iunie pentru toate deciziile de impunere emise din acel moment. Asta înseamnă că persoane care sunt în control acum și pentru care nu se încheie până atunci controlul sau care vor, care vor intra în control în perioada următoare vor fi în situația de a plăti un impozit majorat semnificativ de la 16 la 70, doar pentru că decizia se emite mai târziu. Prin urmare, cei care poate sunt deja în control se vor grăbi cumva să ajungă la o înțelegere cu fiscul să spună ok, hai să vedem ce an de plată, că mai bine plătești 16 decât 70. Iar ceilalți care intră în control în perioada următoare se vor trezi în situația în care, la un moment dat, deși veniturile pe care fiscul le estimează se referă la niște perioade trecute, când cota era mai mică, vor fi în situația de a plăti o cotă mai mare. O soluție aici ar putea fi, măcar pentru cei care sunt deja în control, ca dispoziție tranzitorie, ar fi trebuit ca această cotă de 70 să nu li se aplice, că ei deja, ca procedură, sunt într-un proces de analiză și ar fi trebuit să beneficieze de cota existentă. Uh, sau dacă sumele trecute sunt constatate, dacă sumele respective sunt constatate pe trecut, să rămână totuși 16%. Din păcate însă textul este, așa cum spuneam, destul de explicit, spun eu, că se aplică începând cu 1 iunie pentru deciziile emise după, ceea ce clar va crea probleme pentru acele persoane care vor primi deciziile începând cu 1 iunie pentru că vor fi supuse în cote de 70%. Oastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și păstră legătura!